1, 2, 3, 4, 2, 2, 10, 2, 8, 2, 6, probă. E bine, da? Așa, dă-te și. Gata, mă, hai. Hai, TVR-ule și tu. Gata? Unu, doi, trei, patru, doi, zece, doi, opt, doi, probă, unu, e bine, da? Sunteți gata, da? Hai, fiți pregătiți. Tudor, du-te puțin la pupitru. 1, 2, 2, 10, 2, 4, 2, 8, 2, 6, probă. 1, 2, 3, 4. Nu te juca, bine. Bună ziua! Am ținut să fiu personal prezent la instalarea în funcție a domnului ministru Nelu Tătaru. Domnul ministru a organizat o ședință a Colegiului de Conducere al Ministerului. În cadrul acestei ședințe am discutat prioritățile pentru Ministerul Sănătății în perioada următoare. Sigur că păstrăm aceleași direcții de acțiune. Obiectivul nostru fundamental este acela de a apăra sănătatea și viața cetățenilor români, de a reduce răspândirea virusului, de a crește capacitatea de diagnosticare, de a întări direcțiile de sănătate publică pentru a face față misiunii fundamentale pe care o au în lupta contra coronavirus, de asemenea de a pregăti spitalele pentru a primi pacienți cu coronavirus. De asemenea, am discutat măsuri pentru a crește riscul de infectare în spitale, a cadrelor medicale și a pacienților. De asemenea, am discutat despre urgența achiziționării de echipamente de protecție care să protejeze pe toți aceia din sistemul de sănătate publică care sunt
implicați în lupta contra coronavirus și de asemenea să protejeze cadrele medicale și nemedicale din spitale, să-i protejeze pe reprezentanții direcțiilor de sănătate publică. De asemenea, i-am transmis personal domnului ministru Nelu Tătaru solicitarea să distribuie echipamente de protecție, dezinfectanți și către rețeaua de medici de familie și către medicii din ambulatoriu. Am încredere în capacitatea domnului ministru Tătaru de a face față provocărilor nemai întâlnite generate de epidemia de coronavirus. Domnul Tătaru este deja în dispozitivul de luptă contra acestui virus de o bună bucată de vreme, cunoaște foarte bine dispozitivul și are capacitatea de a lua cele mai bune decizii care să fie implementate ulterior. Vă invit, domnule ministru, să vă adresați. Mulțumesc. Bună ziua. Sunt un om care a venit din teritoriu. Focarul Suceava nu schimbă cu nimic, să spunem, atitudinea pe care am avut-o, doar că la nivel local trebuie schimbate multe lucruri. La nivel local trebuie reinițiate niște proceduri pe care atât personalul medical, cât și direcția de sănătate publică, cât și managementul spitalului, dar și autoritățile care trebuie să le pună în practică, trebuie să le respecte. Noi ca minister avem în acest moment două direcții, una urgentă, prevenția infecțiilor COVID, tratarea infecțiilor COVID, dar și tratamentul celorlalți pacienți care nu au în acest moment coinfectarea cu COVID. La nivelul unităților sanitare din faza 1, faza 2 și ulterior faza 3, vom asigura acel necesar de aparatură, de materiale sanitare și de echipamente sanitare de protecție, precum și acel număr de teste în care toți cei care conform unor anchete epidemiologice intră într-un protocol de testare. Menționez suplimentar, personalul medical va avea prioritate din aceste unități la acea testare. Avem grijă de personalul nostru, trebuie să avem grijă de personalul nostru, vor veni săptămâni și mai grele, vor fi număr de cazuri, vor fi și cazuri severe, vor fi și cazuri critice, dar vom trece peste această perioadă și vom ieși mai întăriți. Mulțumesc! Trei întrebări vă răspund. Domnule premier, de ce și-a dat demisia fostul ministru al sănătății Victor Costache și care a fost motivul pentru care a demis-o pe secretarul general al ministerului? Domnul ministru Costache și-a dat demisia din motive de natură personală și profesională, așa cum am prezentat public. În ceea ce privește, nu demiterea, doamna Bumbac ocupa funcția de secretar general prin delegare de competențe. Deci nu era o poziție ocupată prin concurs. Consider că odată cu numirea unui nou ministru, trebuie să propună secretarul general. Secretarul general și de asemenea secretarii de stat care sunt în conducerea ministerului trebuie să facă o echipă bună cu ministrul. Ministrul trebuie să aibă încredere, iar în ceea ce privește secretarul general este practic mâna dreaptă a ministrului și ministrul are nevoie de un om de maximă încredere pentru a putea să se bizuie pe activitatea secretarului general. Ce de la DG24, pe o scară de la 1 la 5, cum ați se descrie România în lupta cu această boală, cu noul coronavirus? Uitați-vă la date. Pe 25 sau pe 26 februarie, în România era un caz, în Spania, ca să vă dau ca exemplu, erau două cazuri, în Franța, dacă ții minte, erau tot câteva cazuri. Uitați-vă la numărul de cazuri din România, un pic peste 1000, dar dacă luăm în calcul și vindecații, avem sub 1000 de pacienți bolnavi de COVID, în timp ce în celelalte țări numărul de persoane infectate este de ordinul zecilor de mii. România, încă din primul moment, a luat măsuri extrem de serioase. Readuc aminte că după anul nou chinezesc, în care practic au venit în România mii de cetățeni din China, nu a existat nicio îmbolnăvire. De asemenea,
Vă readuc aminte că România a mai avut o specificitate care nu a existat în alte țări europene. În România s-au întors peste 200.000 de români, cei mai mulți din țări grav afectate de epidemie, cu mii și zeci de mii de cazuri. Dacă n-am fi luat măsurile severe de carantinare, fie de carantină instituționalizată, fie de izolare la domiciliu, răspândirea ar fi fost foarte mare în România. Vă readuc aminte că noi am introdus obligativitatea derulării anchetelor epidemiologice rapide în jurul fiecărui caz diagnosticat, măsură care de asemenea a limitat răspândirea virusului. Am luat toate măsurile, aproape toate măsurile, înaintea altor țări care erau mai afectate de epidemia de coronavirus. Vă aduc aminte închiderea școlilor. Și iată că închiderea școlilor a dat rezultate. Exceptând primele cazuri care au apărut în Timișoara, ulterior nu mai există niciun caz de elev care să fi fost diagnosticat, cel puțin după informațiile pe care le am eu în momentul de față. Protejarea persoanelor în vârstă, care a fost o preocupare încă de la începutul declanșării epidemiei a guvernului, de asemenea, numărul de cazuri de îmbolnăviri la persoane în vârstă este foarte mic în raport cu numărul de cazuri din toate celelalte țări europene. Aici aș prefera să nu mă refer la cazuistică. Suntem la un număr de decese relativ mic, care este sub nivelul de mortalitate din alte țări. De regulă, cei care au decedat aveau și alte afecțiuni, un lucru care s-a manifestat și în alte țări. Uitați-vă, de exemplu, multe dintre decese, repet, sunt provocate de alte afecțiuni. Nu se poate spune că a fost... Capacitatea de diagnosticare a fost limitată. România nu a fost pregătită. Noi am pornit de la un real-time PCR. Am extins încetul cu încetul. La ora actuală, cred că la începutul săptămânii viitoare, vom avea capacitatea să creștem numărul de teste la peste 2000 de teste. Din fericire, prin Unifarm, și asta i-am solicitat Ministrului Sănătății să distribuie de urgență cantitățile de kituri de testare care au fost achiziționate din Coreea de Sud de Unifarm pentru a crește capacitatea de testare. Am introdus în dispozitivul de testare gradual aparate de tip real-time PCR din toate entitățile, să spun, nemedicale, de la universități, de la laboratoare de cercetare din rețeaua ANSVSA. De asemenea, sunt achiziționate 20 de noi PCR-uri numai la nivel național. De asemenea, au mai fost achiziționate astfel de aparate și de spitale sau de unele autorități locale. Capacitatea noastră de diagnosticare va crește constant, astfel încât să putem să punem diagnosticele în timp util. Pe de altă parte, repet cu fiecare ocazie că nu putem stabili persoanele care sunt diagnosticate în mod aleator. Poveștile care circulă că ne apucăm să facem, să selectăm noi 10.000 de oameni pe care testăm, sunt povești. Există o procedură, există criterii de prioritizare, există o ordine a priorităților în ceea ce privește testarea persoanelor, care este determinată de modul în care evoluează cazurile și, evident, de capacitatea noastră de diagnosticare. Noi întotdeauna am pus în acord capacitatea de diagnosticare cu prioritățile care sunt stabilite în materie de testare. Să o lăsăm și pe doamna. Spitalele sunt de mai multe subordonări.
Uitați-vă, de exemplu, că în spitalele care sunt în prima linie a bătăliei cu coronavirus nu au apărut cazuri de îmbolnăviri. Și în spitalele care erau prevăzute în linia a doua și care vor fi stabilite clar astăzi prin ordin, astfel încât să înceapă să primească pacienți, de asemenea, nu sunt cazuri. Au apărut cazuri, mai ales în spitale de subordonare locală. Nu vreau să dau vina pe autoritățile locale. Aici trebuie să fim onești. Uneori managerii au fost de vină, în alte cazuri au fost unele cadre medicale. De asemenea, un factor care a contribuit la infectarea cadrelor medicale a fost și precaritatea mijloacelor de protejare a medicilor. Credeți că ar fi fost mai bine să fie aplicate proceduri înainte să apară... Procedurile există. Procedurile există. S-au fost trimise noi proceduri în acest... Ascultați-mă, în momentul de față, uitați-vă, de exemplu, noi am luat măsuri, triajul. Deci am stabilit în multe spitale și am pus la dispoziție corturi în afara unităților de primiri urgențe. Deci triajul trebuie să determine orice persoană care are cât de cât o simptomatologie, trebuie să fie tratată ca un posibil pacient infectat și trebuie să fie, cum să spun, introdusă într-un circuit special. Noi am solicitat de mult ca să fie în cadrul secțiilor anumite saloane care să fie dedicate persoanelor pentru care există suspiciuni, să existe măsuri de protecție specială. Normal, dacă un om are o istorie de călătorii internaționale, dacă a intrat în contact cu un pacient diagnosticat pozitiv, dacă există cea mai mică suspiciune, dacă are niște simptome specifice, normal că trebuie tratat ca un potențial pacient infectat cu coronavirus și că trebuie tratat în condiții speciale, atât în ceea ce privește plasarea în interiorul spitalului, cât și interacțiunea dintre cadrele medicale și nemedicale și pacienți. Din păcate nu s-au respectat, am să vă dau exemple care au fost, exemplu de la universitar. Știți foarte bine că, din păcate, a existat un deces, primul deces din universitar. A fost o persoană care prezenta simptome, care a venit de la dializă, de la o clinică privată, unde a lucrat directorul medical înainte din spitalul respectiv, care prezenta simptome, s-a întârziat 48 de ore decizia de a se lua diagnostic, de a se pune diagnosticul. Timp în care nu s-a luat nicio măsură specială pentru protejare, s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Am și o completare la prima întrebare, vă rog. Dacă ați găsit sau ați fost informat în privința unor nereguli privind achizițiile care s-au făcut pentru materiale de protecție, știți foarte bine, au fost mai multe materiale apărute în presă în sensul acesta? A apărut în material că în procedura de achiziție derulată de Oficiul Național de Achiziții Centralizate s-a semnat un contract cadru cu o firmă din județul Giurgiu, i-am cerut Ministrului Finanțelor să dispună o anchetă a Corpului de Control la ONAC. Aștept rezultatele acestei anchete. Sincer, mi se pare ciudat că o firmă care nu prea are istoric și nu are experiență în zona medicală să poată să obțină un astfel de contract. Dacă contractul nu a fost derulat în condiții legale, va fi reziliat, iar persoanele care au fost implicate în semnarea acelui contract fără respectarea condițiilor legale vor răspunde pentru această decizie. Domnule primar, autoritatea electorală permanentă propune amânarea alegerilor locale. Ce spuneți despre acest... Voi da răspuns, voi chema partidele politice parlamentare la consultare, așa cum am anunțat pe tema asta, și împreună vom analiza situația și vom lua decizia legată de alegerile locale. Flutur, Gheorghe Flutur, colegul dumneavoastră de partid, figurează ca medic pentru a fi testat? A fost testat și figura ca medic, la fel și soția... A fost testat pentru că era contact într-o anchetă epidemiologică și e normal să fie testat, așa cum sunt testate persoanele care au fost într-o anchetă epidemiologică. Domnul Flutur figurează ca medic. Domnul Flutur este diagnosticat. Faptul că s-a luat decizia să fie diagnosticat ca și contact al unor, nu al unei persoane, al unor persoane care au fost diagnosticate pozitiv, este o decizie cât se poate de corectă, dovadă faptul că a fost diagnosticat pozitiv. Domnul Flutur este tratat în spital ca orice pacient, are parte de același regim pe care îl are orice pacient în spitalul Suceava și, după părerea mea, orice speculație legată de acest subiect este o speculație cinică care ignoră o situație de fapt în care președintele Consiliului Județean Flutur mi s-a părut că a avut o conduită cât se poate de corectă. Mai mult decât atât, este unul dintre cei mai buni președinți de Consiliul Județene care a manifestat o grijă constantă
față de starea de sănătate, față de investițiile pentru spitale și care, până la, evident, la cazurile care au apărut în spitalul din Suceava, a susținut un program de investiții extrem de important. Spuneți, vă rog. Eu am spus în general. Nu, n-am spus asta. Orice persoană trebuie să respecte regulile, recomandările formulate de specialiști și de asemenea să respecte măsurile care au fost dispuse fie prin ordonanță militară, fie prin decizii la nivelul Ministerului Sănătății și la nivelul Comitetelor Județene pentru situații de urgență. Pot să vă dau un răspuns legat de fiecare caz în parte, dar repet, orice om trebuie să aibă grijă și de el și de cei din jur, să respecte regulile, recomandările, să contribuie în felul ăsta la diminuarea riscului de răspândire. Ultima întrebare. Sincer, nu înțeleg întrebarea dumneavoastră. Adică, o comparație cu China nu este potrivită pentru că am avut o altă evoluție. Sigur că am urmărit toate măsurile care au dat rezultate, nu numai în China, ci și în alte țări. Și încercăm să aplicăm toate măsurile care au dat rezultate pozitive. De altfel, noi le-am aplicat și le-am aplicat de multe ori înainte altor țări. Vă mulțumesc! Sănătate!